Confruntarea dintre CS Mioveni și CS Universitatea Craiova este una dintre cele mai interesante partide din ultima etapă a turului Ligii Secunde la fotbal. Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, vorbește în exclusivitate despre acest meci pentru Absolut TV. Nu știu ce scor va fi, niciodată nu fac pronosticuri pentru că mi-e frică să nu cobesc și atunci mai bine nu. Mioveniu e o echipă la care țin, după Universitatea Craiova știți foarte bine că țin cu Mioveniu ca a doua echipă. Eu cred că vor avea un rezultat bun, băieții noștri sunt pe primul loc în clasament, s-au detașat deja de celelalte echipe. Pentru noi obiectivul principal este să intrăm anul viitor în prima ligă și cred că nu mai poate nimeni să ne oprească deja, nici măcar Mioveniu.